Salut, camarazi! Astăzi o să continui poveștile despre interlop, bombardier, infractor și așa mai departe, cu o istorie captivantă, povestea despre Escobar și faimosul Chapo Guzman. Escobar din Columbia, Chapo Guzman din Mexico. Este, de fapt, o poveste sângeroasă. Cei care au lucrat cu ei îi priveau cu groază și le executau ordinele orbește, fără să mârie. Chapo și Escobar erau sinonim cu moartea. Orice refuz era urmat de trecerea în veșnicie. Înțelegeți? Deci acolo nu se discuta, era ca la armată, se executa. La fel ca și celebrul Al Capone, care și-a început cariera de tânăr la Chicago, Chapo și Escobar au nimerit de vreme pe partea delicvenței, să zic așa, pe drumul delicvenței. Așa e destinul omului. Uneori o iei la stânga și ai o viață liniștită, normală, fără probleme, alteori îți merge bine, alteori o iei la dreapta și drumul te duce direct la pierzanie, te duce la bătăi, violențe, omoruri, pușcării, deci o viață de coșmar, să zic așa. Soarta omului, cum să zice, era o vorbă veche, ce ți-e scris în frunte ți-e pus, adică asta e și mâna destinului, care, ca și Al Capone, care într-o singură zi și-a terminat toți rivalii, așa și Chapo și Escobar și-au dominat rivalii fără milă, viața n-avea nicio valoare pentru ei, vă dați seama. De fapt, în lumea interlopă, dacă nu tragi primul, ești un om mort. Sicarii, adică ucigașii plătiți sau killerii, astea știu cel mai bine. Dacă n-ai tras primul, ești răcit imediat. Așa. La fel a fost și cu celebrul John Gotti, care a fost un temut interlop, care l-a terminat pe celebrul Paolo Castellano, un nume mare în lumea interlopă new-yorkeză și americană. Familia Gotti a făcut an bun legea la New York, știi, dar până la urmă li s-a înfundat, știi, chit că aveau relații și în poliție și în politică, până la urmă s-au înfundat pentru că oamenii se calicesc prea mult, știți. Escobar a urcat de la un delicvent mărunt la șeful unui cartel care domina traficul și vânzarea de cocaină în toată lumea, știți? Deci ca toată lumea, ca și cămătarii, ca toți, ca duduienii, nu știu ce, toți au început de jos cu șoricării, cum se zice. Chapo la fel, an bun a fost stăpânul Mexicului, a făcut și desfăcut ce vroia acolo. Bineînțeles că avea pe statul de plată și niște polițiști sau comisari de poliție, ceva după la armată, niște politicieni sau cel puțin putea să șantajeze niște politicieni. La fel și Escobar în Columbia, unde avea pârnaie personală, când l-au arestat i-au făcut pârnaie personală cu piscină, cu parașute de lux care veneau acolo să-i satisfacă dorințele. Chiar avea și bani și droguri, avea tot ce îi trebuia în pârnaie și era și cu oamenii lui arestat, deci îl durea la bască. La un moment dat a vrut chiar să concureze pentru președinția Columbiei, dar mi s-a părut naiv, păi ăia, establishmentul, știi, lăsa pe el un delicvent cum ar veni să ajungă președinte, deși s-a mai întâmplat că și Ceaușescu a făcut pușcărie și alții până au ajuns președinți, așa. Deci asta a fost o eroare și, ca să zic așa, cred că asta a fost picătura care a umplut paharul, că era și gelozie, era și rivalitate. La un moment dat Escobar era pe locul 6 în lume la cei mai bogați oameni de pe planetă, vă dați seama ce avere avea. Ca și el, celebrul Lucky Luciano, un italian emigrat în America,
Filippo, care a devenit acolo cel mai brutal șef de mafie, cu legături în lumea politică, a fost, se pare, implicat și în asasinarea președintelui Kennedy. Până la urmă, Lucky Luciano a devenit un nume de legendă și în Statele Unite și în Italia, pentru că la un moment dat a fost expulzat înapoi spre Italia și a continuat afacerile mai departe în Sicilia natală. A făcut afaceri cam pe toată planeta, cu șantaj, cu droguri, cu escrocherii, cu fetițe de lux, cu tot ce vreți voi. Escobar și-a început cariera în anii 70, iar la începutul anilor 80 devenise al șaselea cel mai bogat om de pe planetă. Deci vă dați seama, să încep de la zero și să ajungi la sute de miliarde, deja o performanță. Chapo Guzman era șeful celebrului clan Sinaloa, pe care îl cunoscuți. E recunoscut ca cel mai brutal clan din lume, cel mai sângeros, care anual face 300-400 de asasinate, știți, la, nu se dau înlături de la nimica. A fost prins până la urmă Chapo Guzman, sau a fost și trădare, sau au vrut să scape de el autoritățile mexicane, că îi împiedica sau le lua popularitatea, și l-au legat și la, adică de fapt l-au forțele speciale mexicane împreună cu forțele speciale ale văcarilor, l-au prins, l-au localizat, l-au prins, l-au extradat în Statele Unite, unde probabil, dar nu probabil, ci sigur va muri în pușcărie, cum a murit și celebrul general Manuel Noriega al Panamei, care făcea trafic de droguri cu familia Bush. După aia ori s-au certat la bani, ori știa prea multe și au vrut să scape de el și l-au prins tot așa și l-au închis într-o prânaie de maximă siguranță în Statele Unite, unde a murit acum vreo 2-3 ani, având o pedeapsă de 99 de ani. Că așa sunt văcarii. Văcarii întotdeauna s-au folosit de alții, după aia livra la cuțit, cum a făcut și cu Mossadegh în Iran, cum a făcut și cu Saddam Hussein în Irak și cu Gaddafi în Libia, pot să zic că și cu Ceaușescu, știi? Deci întotdeauna și-au livrat tovară și la cuțit, înțelegeți? Averea lui Chapo era estimată la un moment dat la $1 miliard, vă dați seama. La $1 miliard ai mai mult dușman decât prieten, înțelegeți? Așa, între timp și nevasta lui a fost prinsă și i s-a oferit alternativa ori de a cânta, ori de a muri în pușcărie. Și se pare că a cântat și a luat o pedeapsă în timp, să zicem așa, dar nu pedeapsa capitală, care e ca și pedeapsa morții, adică îți dă 99 de ani, aia e pedeapsa capitală, tot acolo e, știi? Deci a fost șantajată, a cântat tot ce știa, și pentru că văcarii au și mexicanii au mai recuperat niște bani pe acolo, probabil că i-au furat tot ei, i-au dat o pedeapsă în timp. Deci în momentul când îți dă cum i-au dat generalului Manuel Noriega 99 de ani, aia e pedeapsa capitală, fără injecție, fără nimica, deja fără ghilotină, mori în pușcărie, că n-ai cum să mai trăiești 99 de ani. Deci, camarazi, v-am spus o poveste despre doi cei mai sângeroși și mafioși din lume, Pablo Escobar și El Chapo Guzman. Sper că v-a plăcut, dați share, dați like, știți și voi, destinul omului e ciudat, sunt întorsături, are soarte, azi poți să fii sus, mâine poți să fii jos, viața omului e ca valurile mării, urcă și coboară în mișcarea eternă, știți? Deci, camarazi, v-am spus o poveste, sper că v-a plăcut, rămânem precum catari umăr la umăr, vă aștept data viitoare, pa, camarazi!